Bună seara și bine ați revenit la un nou videoclip de pe canalul meu de YouTube intitulat Mircea Pavalache IT Tech. În această seară vreau să vă prezint ceva special și anume Daily Driver-ul meu. Ici ce este, scrie pe mânerul de susținere ROG. Pe spate avem așa, ROG Strix, cu ochiul Asus Republic of Gamers. Să descoperim împreună ce se află în această cutie frumos desenată. În această cutie se află un laptop de gaming Asus ROG. Mai precis modelul C512L. Până un altă, lăsăm deoparte aici pe masă. De fapt, modelul C512L. Să vă spun câteva specificații. ID Plus LCD de 15.6, ecranul, memoria. Deci este... Procesorul este un i7 de generația 10870H. Are un SSD de 512 GB în SSD, deci asta va însemna viteze foarte rapide de bootare. Are 16 GB de memorie RAM DDR4, una dintre cele mai rapide. Are tastatură internațională și are 144 de Hz ecranul, tastatură iluminată în 4 zone pe care o vom vedea și pe aia tentată. Și cel mai frumos lucru, baterie formată din parcul celule 66W. Acum să vedem ce avem în cutie. Deci cam așa arată cutia. Și la... la interior găsim în primul sertar un pliculeț cu în care ne arată cum e number pad-ul, pentru că acest laptop trebuie să instalezi un software special și să apeși și se colorează în roșu number-ul. După aceea mai avem aici un pliant cu My Asus, everything you need for a perfect PC experience, Dear Asus user world dedicated to providing you with the very best after sale service with an optional premium warranty, upgrade and comprehensive 24/7 free support via the institute use My Asus updates interior PC. Și acum și ne ziceți pe ce beneficii avem Asus Premium Care, My Asus System Diagnosis, 24 hours online support și link to My Asus. Și aici ne zice, ne dă un
ne dă cum să accesăm barda de sus e mai ASUS și barda de jos e aplicația Link to My ASUS. După aceea avem următorul lucru, Logscript Gaming Notebook PC, un manual de utilizare în următoarele limbi: English, maghiară, poloneză, și română, cehă, slovacă și așa mai departe. După aceea mai avem un manual care ne spune să încărcăm laptopul 3 ore înainte de prima utilizare. După aceea, binecunoscutul din Search of Incredible manual, certificatul de garanție vă rendidicar. Pe spate avem numărul modelului. Am uitat să precedez modelul este concret G512LV liniuță HN230. Asta pentru cei interesați. După aia, mai avem un încărcător Baban de 230 de W. 230 de W, 19.5W, 11.8A. Ies și intră de la 100 până la 240 de W, aproximativ 56.2A. Avem și ochiul caracteristic ASUS. Și mufa care intră, va intra în laptop să încarce. Și din coace avem capul de alimentare care se înrotuce cam așa. Se mufează la încărcător. Și cam acesta este încărcătorul, dar nu despre el va fi vorba în videoclipul de astăzi, nici despre aceste lucruri, cărțul imaculatură și materiale pentru bag, ci despre jucăria noastră și anume însuși laptopul. Deci, laptopul e Logscript C15, Customized Banner Bezel Light Aura Display. E unul dintre cele mai bune laptopuri, Certified Wi-Fi 6. E cu i7, e cu placă video, una dintre cele mai bune, Nvidia RTX 2066, și este realizat în colaborare cu BMW. Ia uitați ventilatoarele cât de agresive sunt. La capitolul porturi avem în spate, pe partea din spate, avem un port de Ethernet RJ45, unde se introduce cablul cu fibra optică, un port HDMI, un port USB Type-C pentru transfer de fișiere între laptop și telefon, și un portul de încărcare, bineînțeles. De aceea laptopul mai are aici, întrucât e unul de gaming și are în total 1, 2, 3, 3 ventilatoare care răcesc laptopul și îl transformă într-unul perfect. În acest laptop mai sunt integrate și 3 moduri, dar despre ele
vom vorbi imediat și pe partea din lateral avem 3 USB, un USB, 3 USB-uri tip AT, generația a doua și un slot compo, microfon și căști. Și tu, pe partea din față nu avem nimic. Și pe partea din cealaltă laterală avem doar ventilatorul. Dar cel mai bun aspect care m-a impresionat este această bandă LED care în momentul când se aprinde laptopul, se aprinde și ea este pe părțile laptopului. Dar acum să vă spun câte ceva testing spre specificațiile acestui laptop impactabil. Și acum am revenit cu specificațiile promise. Acest laptop se găsește în 3 variante de culoare. Original Black, cum o am și eu pe aceasta, Arctic Silver sau Silver și Electric Punk, care are accente de culoare roz. Se mai găsește o versiune Rock Strix C17 de 17 inch cu ecran mai mare, dar acea este un pic mai scumpă. Stil superior oricărui rival. Modelul Rock Strix C15, C17 sau C17 reprezintă emblema stilului elegant și subtil, oferind o experiență de utilizare formidabilă pentru jocuri foarte serioase și productivitate sub sistemul de operare Windows 10 Pro. Fiind echipat cu procesoare până la cele mai noi, Intel Core i7 de generația 10 și până la placa video RTX 2070 Super, modelul oferă valori FPS foarte ridicate de care vei putea profita pe deplin cu ajutorul afișajului extraordinar de rapid până la 240 de Hz și 3 milisecunde response time. Inovațiile sistemului de răcire inteligent, cum ar fi pasta termică din metal lichid, duc performanțele la următorul nivel. Soluția de conectivitate Wi-Fi 6, ultra rapidă și cele până la 2 SSD-uri, rulând în configurație RAID 0, accelerează performanțele atât în jocuri, cât și în sarcinile de utilizare zilnic. Dispui chiar și de spațiu pentru atocarea unui al treilea SSD, astfel încât vei putea îmbunătăți capacitatea de stocare pentru a îți putea transporta întreaga colecție de jocuri oriunde te-i duci. Acum să le luăm pe rând. Primul capitol este designul laptopului. Cum vedeți și voi, acest laptop arată în un mare fel. Este ceva fin. Este un design futuristic. Așa vor arăta laptopurile viitorului, majoritatea laptopului. Fii curajos. Inspirat, ce vă ziceam înainte, inspirat de colaborarea noastră cu grupul BMW Design Works, de aceași stilul cu ventilatoarele acestea agresive, cu grupul BMW Design Works, designul modelului Strix G combină într-o manieră elegantă stilul atrăgător cu elemente de răcire de ultimă generație.
Designul deosebit este disponibil în trei variante foarte diferite. Negru original, culoarea aici de față, îmbracă modelul Strix Genro, variantă de culoare discretă, oferindu-i un aspect profesionist, potrivit oricărui med. Albastru ghețar, adică culoarea albă, atrage imediat privirile datorită energiei deportante de inspirație sci-fi pe care o aduce acestei seri. Noua și moderna variantă, redite limitată electropunk, atacă un plus de culoare foarte curajos și poate fi însoțită o colecție completă de accesorii în aceeași nuanță ce completează perfect aspectul sistemului. După aceea, partea 2, afișaj, acțiune rapidă și fluidă. Șoacă-te la vitesele de competiții profesioniste de jocuri cu ajutorul unui afișaj ultra rapid de până la 240 de Hz cu response time de 3 milisecunde. Rata de reîmprospătare foarte rapidă de 240 de Hz face ca fluxul acțiunii foarte rapide să arate foarte cursiv. Timpul de răspuns de 3 milisecunde gri la gri minimalizează tremurul imaginii pentru a permite țintirea de înaltă precizie. Beneficiază de un avantaj competitiv în jocuri unde timpii de răspuns foarte rapid și informațiile corecte privind mediul înconjurător sunt elemente cruciale pentru victorii. Al treilea capitol. La capitolul performanță. Accelerează-ți jocul. Șoacă-te și lucrează la performanțe maxime cu ajutorul unui sistem special conceput pentru a oferi experiențe ieșite din comun. CPU-ul GeForce RTX 2070 Super țin să vă reamintesc că ce am eu e în configurație cu placa de bază GeForce RTX 2060 de 6 Chica în placă. Ce vă spun eu aici, specificațiile, este că se găsește până la GeForce RTX 2070 Super. Oferă o experiență foarte cursivă în jocurile foarte rapide, ajutându-te să beneficiezi astfel de un avantaj competitiv pe câmpul de bătălie. Puternicul procesor Intel Core de generația 10, împreună cu cei până la 32 GB de memorie RAM de DDR4 3200, acest model este configurat cu 16 GB de memorie RAM. Dar v-am spus și vă mai repet, dar se găsește până la 32 de GB memorie RAM. Se achită cu succes de orice sarcină, fie că este vorba despre muncă sau distracție. Fiind echipat cu două unități SSD NVMe M2 foarte rapide, rulând configurația RAID 0, timpii de încărcare ai tuturor aplicațiilor tale sunt accelerat semnificativ. De asemenea, sistemul oferă spațiul pentru a crea unitate SSD, astfel încât vei putea adăuga terabyte suplimentar spațiului tău total, putându-ți transporta colecția media masivă oriunde te duci.
arhitectura Nvidia Tour. GeForce RTX se construie pe platforma Nvidia Tour, cea mai avansată arhitectură pentru CPU din lume, dedicată pasionaților de jocuri și creatorilor de conținut, așa ca mine. Bucură-te de cele mai ridicate performanțe și funcții avansate cu Artificial Intelligence, adică inteligență artificială, dedicat și nuclee pentru trasarea terase, ce oferă cea mai bună experiență de utilizare. Câștigă super puteri. Noua serie GeForce RTX Super dispune de chiar mai multe nuclee și frecvențe mai ridicate, oferindu-ți niveluri de performanță cu până la 25% mai bune comparativ cu seria RTX 20 originală și de 6 ori mai rapide decât CPU-urile din generația anterioară. Seria 7. A venit momentul să te echipezi și să câștigi super puteri. Experiența CIFOR. Nu v-am spus, pentru plăcile te pasă GeForce de la Nvidia, există o aplicație numită GeForce Now, care puteți juca jocuri direct în browser. Linkul îl veți avea în descrierea acestui videoclip. Surprinde și partajează clipuri video, screenshot-uri și conținut video în timp real cu prieteni. Menține subscriberele actualizate la cea mai recentă versiune și optimizează setările din joc. GeForce Experience îți promite să le faci pe toate. Este companionul esențial pentru placa ta video GeForce. Rate de afișare câștigătoare. Indiferent că vă jucați Fortnite, Apex Legends și PlayerUnknown's Battleground necesită 240 sau 144 de FPS-uri, adică cum este acest model, 144 de Hz. Fi cel mai bun cu ajutorul performanțelor imbatabile ale plăcii tale video GeForce. Transmite ca un profesionist. GeForce RTX îți oferă o soluție hibridă perfect. Un sistem de cotare hardware dedicat ce îți permite să te joci și să-l transmiți conținut video simultan la un nivel de calitate superior. Plăcile video din seria RTX sunt optimizate pentru aplicațiile tale favorite de transmiterea conținutului video, ca spre exemplu Open Broadcaster Software sau prescurtat OBS, pentru a-ți oferi performanțe maxime în cazul transmiterii de conținut în timp real. Și acum a venit momentul mult așteptat de mine și de toți din comunitatea mea frumoasă care facem parte. Vă prezint noua tehnologie de răcire a acestui laptop, metalul lichid, care oferă cu 4% mai puțin zgomot și 12 grade Celsius mai puține. Față de exemplu, față de 82 când se încălză, acum se încălzește la 69 sau 72. Metalul lichid îmbunătățește eficiența sistemului de răcire.
Filosofia sistemului inteligent de Roth și Rerock combină funcțiile și setările de sistem potrivite pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare în orice situație. Modelul STRIX-C accelerează performanțele cu ajutorul pastei termice din metal lichid aplicată procesorului și îmbunătățește eficiența carcasei bine ventilată cu ajutorul unui modul de răcire cu autocurățare ce evacuează praful pentru a crește longevitatea. Asta se traduce, ce v-am zis eu aici, că acest laptop poate fi ținut și pe genunchi și lucrat, pentru că când îl veți desface, să-l curățați sau să-l schimbați, nu acumulează deloc praf. Ventilatoarele duale în blei învârt cele 83 de lamele pentru a crește fluxul de aer, dar lamelele ultra subțire stin suprafața de disipare a căldurii. Aplicația SoftRock Armory Crate schimbă automat modurile de funcționare active și cu această ocazie o să tot veni vorba de aplicația, o să și vă arăt. Aceasta este aplicația Armory Crate. Îți arată procesorul, ai moduri, cele trei moduri, Silent, Performance și Turbo. Când acum este în prezent, este pus la încărcat. Îți stă automat pe turbo și când îl scoți de la încărcat, îl recepă silent. Ai statusul procesorului, frecvența în momentul de față, 4537 de MHz. Usage, memory frequency, de 3100, temperatură, 46 de grade, voltage, 1261. Aici ai CPU stats. Memory and storage, fan speed, viteza ventilatoarelor, CPU fan 4400 de rotați pe minut și GPU fan, adică CPU fan ventilatoarele de la procesor care sunt în apropierea procesorului 4100 și scomodul 37,3 decibeli. Și mai aveți că tot veni vorba de tastatură anumite moduri. La vă duceți, te cingrați la atac, aveți voi un relat sistem la Lightning și aveți diferite moduri. Modul acesta este Rainbow cu partea din uitați ce colorată e, ce color viare. După aceea ai color așa. Pentru acest test o să dăm luminositatea la maxim ca să vă arăt așa. Și să schimbăm funcția de culorile tastatorului, să schimbă și banda RGB de jos. După aceea aveți scrubbing care pâlpâie culorile în funcție ce culori de acum e pe roșu și în acest fel face și panta LED. Panda LED este pe față și prin părți pe la ventilatoare. După aceea, dacă o dăm pe de exemplu culoarea verde, ok, o să facă pe verde, o să pâlpâie tastatul. Și așa mai departe, aveți și mov, și portocaliu, și galben. Da. După aceea avem pritting, care face mai încet. Aveți să modificați, de exemplu, aici. Dacă dăm de la mitul la fals, face din ce în ce mai repede. Trebuie să modificați, puteți să faceți, să selectați, da, să aveți, să se lumineze în două culori, și roșu și mov.
După aceea aveți stat. Ei bine, la aceasta, la culoare, stă, stadit, de exemplu, de exemplu, stă într-o anumită culoare, dacă acum e verde potrivit. După aceea, albastru, tur și mov. Mai avea portocolo calpen, albastru mai închis. Da. După aceea aveți aura sinic. Și aura sinic e acest lucru. Mergeți în aura creator. De fapt, nu, în aura effect. Și de aici aveți dark. Na, mai aveți starry night. Stele pe cer, adaptive color, se adaptează în funcție la luminositatea din încăpere, smart, la temperatura procesorului, adică este bine, este să prin verde, uitați, low point 40% și high point 60%, da? Și music, ritmul muzicii. Eu am ales culorile acestea și haideți să vedem. Aceasta este funcție foarte interesantă. Și vreau să vă arăt un filmuleț. Să vedeți cât de bine se vede. These days, many people are wondering, could this be the right time to invest? As eToro traded... Să vă așteptăm. Cât de bine se vede. Acest clip este filmat în 8K. De cerul este contrastul perelor sunt culorile naturale. Să vedem ce calitate avem. Dacă poate mai mult. Calitate. Tomi, îl dăm parcul ca să vedem dacă poate. Uite că poate și parcul ca. Ecranul acesta are un contrast de 250 de nits, ceea ce înseamnă că este foarte luminos. Și imaginile după el sunt absolut superbe. Și tastatura luminează în funcție de ce sunete se aud. Și să vă mai pun o melodie în ritmul muzicii. Tastatura luminează în ritmul muzicii. Imediat. Ați remarcat sunetul genial pe care l-au aceste difuzoare stereo. Difuzoarele se află în partea de sus.
altă, alte culori sau vedeți ce mai se poate face cu... Deci intrăm din nou în Armory Crate, aplicația dedicată pentru acest lucru. Suntem la ora Effects și schimbăm culorile să fie... Da. Și acum să punem o altă melodie, gen... The island of Neversea has dreamed of this moment. It had a vision of you. You know, when you're celebrating 20 years in music, sometimes music speaks louder than words. And that's why I wrote this symphony for you. Și această funcție mi s-a părut tare interesantă, de aceea am considerat că ar fi musai să o vedeți și voi. Deci am rămas la aplicația software Rock Armory Crate. Schimbă automat modurile de funcționare active, așa cum ați văzut și mai devreme. Pentru a optimiza performanțele și nivelul sonor în funcție de sarcinile de funcționare. Împreună, toate aceste inovații permit soluții Rock Boost să accelereze frecvențele CPU-ului cu până la 100 de MHz comparativ cu frecvențe standard. La raport unde conectivitatea există Wi-Fi 6 și vă spun beneficiile acesteia. Conexiunea ultra rapidă Intel Wi-Fi 6 cu chip plus, adică 802.11ax, îți permite să te joci la viteze LAN în o manieră foarte fiabilă, oriunde beneficiezi de conexiuni compatibile. Wi-Fi 6 G+, face posibilă lățimi de pantă de top de până la 2,4 GB pe secundă, dar și viteze de transfer eficiente și fiabilitate superioară în spații aglomerate. Această tehnologie reduce de asemenea latențele, astfel încât vei experimenta mai puține întârzieri în acele activități în care viteza rețelei este foarte importantă, cum ar fi șocurile foarte rapide atunci când ești în deplasare. Tehnologia ROC Range Plus complementează conexiunea ta Wi-Fi 6, maximizând acoperirea. Algoritmii unici Range Boost evaluează puterea semnalului celor patru antene interne și aleg perechea optimă pentru locația în care te afli, minimizând zonele fără acoperire și crescând rata de acoperire de semnal cu până la 30%, până la 3 ori mai rapidă, până la 4 ori capacitatea de rețe pe mai multe dispozitive și până la 75% latențe reduse și comparabil cu 802.11ac, deci 802.11ac 867 de MB pe secundă și această bandă Wi-Fi 6 802.11ax e o tehnologie nouă, 1400 de MB pe secundă. Tastatura.
Acum să trecem la următorul aspect. Tastatura optimizată pentru joc. Turabilitatea și precizarea sunt elementele definitorii pentru această tastatură de inspirație testă. Special concepută pentru pasionații de jocuri, aceasta dispune de taste funcționale spațiate pentru identificare foarte intuitivă și taste de acces rapid pentru activare imediată a comenzilor esențiale. Vă mărturisesc că tasta mi-a luat laptop Asus, care l-am obișnuit cu tastatura celor de la Asus și eu sunt fanboy convins Asus, adică îmi place brandul Asus. Tastele WASD evidențe, deși sistemul de iluminare RGB cu parosone, permit navigarea visuală foarte ușoră, cu acces rapid la elementele vitale de control și scurtături. Construirea pentru rezistă la peste 20 de milioane de apăsări. Tastatura modelului Strix Cherish poate menține precizia și fiabilitatea chiar și atunci când sistemul este utilizat intens și pe termen lung în jocul. Aura Sign, ce v-am arătat eu că se iluminează dansantul. Strălucește cu Aura Sign. Închide lumina și permite soluției Aura Sign să strălucească. Tastele modelului Strix Cetis sunt de margini translucide, iar capacele transparente ale tastelor WASD evidențiază în maniera deosebită eleganța tastatului. De asemenea, sistemul mai oferă mod opțional o bară de iluminare instalată în jurul perimetrului exterior al carcasei. După cum ați văzut, dacă dispozitivele tale Aura Sync favorite pentru a crea un mediu de gaming perfect ajustat stilului tău personal. Acum, poți accesa în direct spectrul de culori și efecte prin intermediul panoului de control Aura pentru a permite personalități tale să strălucească. La conectivitate, câte porturi vom arăta? Conectează-ți perifericile favorite și lansează cu ușurință jocuri favorite. Bucurul de viteză generația a doua prin intermediul interfeței USB 3.1 Type-C cu display port 1 4 să conectează un afișaj extern pentru îndeplinirea cu succes mai multor sarcini de lucru. În paralel, celor creând interfețe tip a USB 3.1 generația 1 sunt gata pentru toate echipamentele de care puteam avea nevoie, în timp ce până HDMI 2.0 îți permite să te bucuri de filme și jocuri pe un monitor 4K sau un televizor de până la 60 de Hz. Interfața integrată, Gigabit Ethernet, oferă latențe reduse în rețea pentru un nivel ridicat de competitivitate în jocuri multiplayer, complementă interfața Wi-Fi incorporat și avem 8 porturi. Ceea ce ziceam în timpul videoclipului, sistem audio, sunet amplificat, difuzoarele deosebite imersive, orientate lateral, ale modelului Strix C, te catapultează, tine în mijlocul acțiunii, tehnologia de amplificare inteligentă, monitorizează ieșirile audio și efectul ăsta, modifică în timp real, pentru a menține sistemul audio în limitele, pe funcționare normale, prevenind posibilele daune la nivelul conurilor difuzorelor. Sunetul rezultat oferă o distorsiune sonoră redusă, o ramă dinamică mai ridicată, basă accentuată și un potențial de volum semnificativ mai mare. Ridică volumul pentru a putea auzi fiecare mișcare, fiecare schimb de focus și fiecare indiciu auto oferit în jocurile tale favorite. Aplicații exclusive Armory Crate, pe care v-am arătat-o, Xbox Game Pass, abonament la jocuri, e un Game First 6, Game Visual. Aplicațiile Software Raw Game Visual oferă moduri pentru diferite tipuri de jocuri proiectate, pentru a-ți optimiza experiența vizuală. În diferite tipuri de jocuri, spre exemplu, modul FPS, First Person Shooter, îmbunătățește vizibilitatea în medii întunecoase pentru a vă ajuta să vă jucați mai bine.
puțin să vă arăt că... Aceasta este aplicația. Asus Republic of Gamer și avem motorile default, racing când, când realizezi curse de mașină, RTS, RGB, scenarii, FPS. Când selectezi modul acesta, este, vezi mai bine locurile întunecate în jocuri, cum ar fi CSGO. Și cinema, când ești la un film, ai 6 moduri de selectare. Și mai avem o aplicație pentru care vă zic despre ea în tata. Se numește Sonic Studio Create. Sonic Studio Create este o suită de aplicații foarte utile ce răspund tuturor cerințelor tale legate de sunetul din jocuri. Un panou de control îți oferă acces la 5 motori auto diferite, permițându-ți chiar ajustarea manuală a setărilor. Această suită software oferă o asemenea funcție de anulare a scumatului telefonat, adică noise cancelling, stabilizarea volumului vocilor și anularea ecoului în dimul registrărilor, îmbunătățirea în calitatea comunicațiilor cu colegi din echipate shop-uri. Și pe aceasta o am instalată, întrucât am avut nevoie. Deci, Sonic Studio Creator, întrucât am avut nevoie să modific profilurile de volum. Uitați, Music, volum la muzică, Movie, Gaming, Communication și aveți, aveți setări, volum inteligent. Puteți să măriți la micșorați, să-i dați pe Extreme, Balance sau Soft. Claritatea vocii e dată la maximă la mine. Bass Boost, să aveți un bass ridicat, e la jumate la mine, cam așa. Cripple Boost, efecte tip reverb și sună de tip upmix. Surround, ce e ca o sinfonie. Și mai avem aura greată și așa. Și acum sunt, aveți periferice ingluse. Dacă aveți pachetul Strix și sa electropan. Dacă aveți pachetul Strix și puteți să beneficiați elemente de utilizare. Puteți să beneficiați de un rucsac Asus ROG de 5.6 inch sau un mouse Aura Aura Clatius 2 sau Impact. Și dacă e în ediție Electropunk, beneficiați de același rucsac, dar colorat cu roz tastele WASD. Și acesta a fost videoclipul meu pentru dumneavoastră în această seară. Eu sper că v-a plăcut, întrucât acesta este un laptop care face toți banii, fiecare leuți cheltuit în laptopul acesta și investit, este o investiție durabilă în timp. Întrucât laptopurile Asus rezistă în timp. Și dacă ați văzut, mi-am pus un wallpaper, Republic of Games. Și am uitat să vă zic că acest laptop mai are microfoane, dacă voi erați obișnuiți în partea sus, acum le-am mutat în partea jos. Două căurele microfoane tip dual array. Și acestea fiind zise, vă las să vă bucurați de videoclipul de față și ne vedem data viitoare în următorul videoclip. La revedere!